S-a întâmplat vreodată să vă treziți în cap cu o scenă în ceva film și să nu vă aduceți aminte nimic altceva decât scena? Numele filmului, actorii, anul, melodia de fundal, nimic, total nimic. Și am întâmplat mie. Astăzi, deci, e plăcut. S-a întâmplat și ne vine încă un set de... așa? Mai bine așa. Eu prende să le strâie pe mâncă, adică eu. Se e drăguț, care a fost foarte scurt. Probabil nu se amăgirea mult cu din voi. Am început un nou război, că-mi plac războaiele. În care am pus din nou Austria pe bot. Și am început și un război contra de... pe sus. Contra Ungariei, că Ungaria a început război contra Poloniei, care e ocupată, și după aia a rupt alianța cu toți pe care îi avea, drept urmare a rămas singură și de ce să nu profităm de ocazie. Și acum că, de asemenea, am realizat că suntem superiori din nou Austriei și Bohemiei, deci am... expansiune ne așteaptă. Dar, da, a fost un set scurt, dar a fost un set de succes. Sunteți voi toți aici. Okay. Am o niște artile, dar la o parte. I-am bătut serios. Foarte, foarte serios. Mai serios că tot. Al doilea asediu are 4 tunuri. Primul asediu are doar 2 tunuri. Și se duce în Augsburg, ok. Te-ai dă un cavalerie la o parte. Continuă în Augsburg, tu te duci aici. Și tu nu lăsa a doua vin în Augsburg. Ne-am mai făcut o armată și am pierdut. Din băgare pentru noi. Sliders, sliders. Avem sliders, dar ne interesează ceva, așa noi vrem să ne vestarnizăm. Ca să luăm un pic de tax acolo, un pic de inovație, că de nu ne ajută pe nimic, asta e maxim. Și să pierdem și instabilitate. Și schimbăm grupul nostru tehnologic în vestic. Același grup tehnologic pe care l-are Austria, de exemplu. Deci o să fim egal la trupe. Dar trebuie făcut asta pentru că, în exact, infanterie, trupele noastre deja nu prea mai vin la fel de bune. Deci ce ne interesează pe noi? Ne interesează minus 1 să avem la centralizare. Țineți minte când aveam 2 stabilitate? Vremuri bune. Tadaaa! Țara destabilizată, pierzi 1 stabilitate. Deci este nostru de a întări statul la costul regional. Da. Interese regionale, mai cred pe el. În păcate să rămânem în urmă cu ocazia asta. Ne mai trebuie stabilitate de 3. Și centralizare versus decentralizare mai mică decât minus 1. Acum e la minus 1. Nu? Dar ne mai trebuie încă o dată să mai pierdem în stabilitate. Dar, da, în rest, am făcut expansiuni serioase. Nu a fost serioase ca Moscova în vederea mărimii, dar, da. Și am vrut să începem un război contra Moscova. Conquest. Bărși. Putem să facem asta. Te tem cu războiul aproape terminat. Ne adunăm spre Bărși. 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 Întâlnim în Transilvania atunci. Și, da, cred că vreau să încep războiul contra Rusiei ca să le salvez, să salvez Polonia. Vreau ca, sunt de acord mai degrabă ca Polonia să aibă avantajul ăsta decât noi. Acum că am terminat cu Moldova, Moscova are teritoriul cam mare. Și amenință Novgorodul. Nu sunt de acord cu amenințarea Novgorodului. Aachen. Aachen. Da. Și am zis că terminăm aici tot. Ne asigurăm că toți plătesc bani. Saxonii, Bohemia, Aachen.
bani, 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 bani. Bohemia, hai să vorbim noi. Doar 32. Bani, 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 n-ai bani. Anulează vasalul de Saxonia, anulează tratatele cu... Nu mai vasal. Renunță la Moravia. Da, poți să accepti Moravia. Niște chestii care m-au tot întrebat oamenii și le-am explicat în comentarii, dar în caz că nu știți, mă grăbesc, teoretic, din păcate, pentru mine, de asta vreau să termin mai repede cu ăștia. Așa mai format care stă acolo degeaba. De... Avem mai mult de format care stă acolo degeaba, serios? 16? Calculat e prost. Dar ok, rămâne la 16. Vine acolo, vine aici, vine în partea asta. Și anume, ca să urcați bărcile în... să urcați tu prin bărci, scoateți bărcile în în provincie navală, maritimă, și apoi, care e la granița trupelor, și apoi trimiteți trupele, ca și cum ne-ați mutat într-o provincie în alta, le trimiteți în bărci. Adică, în vasalizare, nu puteți să faceți decât la țări cu puține provincii. 3 sau mai puține, am impresia că e limita, cum a fost aici la Steinmark. Deci, maxim 3 pot să iau. Gorjul, cred că nu o să pot să-l iau, pentru că sunt 4, la fel și cu Veneția. Noi mi-a acceptă... Da. Da. A rămas Augsburgul, care mă enervează. Am atât n-au strepat să dea o parte acum. Vreau să am o armată aici. Dar cred că mai bine ne batem puște. Mai bine distrugem armata moscovită înainte să facem chestii. Mea poate să meargă și aici. Trebuie să ne grăbim. Stabilitate! Uiii! Puteam să avem 3 acum. Puteam să avem multe. Pex! Serios! Voi a scăpat de mă, cumva. Nimeni nu vrea să ocupe de voi. Ups. Până apoi aici. Tu du-te aici. Nope, du-te aici. Tu du-te în Zaporișe sau în Carcum, mai degrabă. Am să-i acceptă pace cu Britanii, generalul X e mort, am să-i acceptă plate cu Dalmații, atecată de naționalii și croați. Bineînțeles că nu, Helen, nu, 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 vedeam steagul ăsta de Austria și când am cap și cu atenție, spunsul este nu. Că ăsta are 4 artilerii, deci, fără sigiul ăsta de 16 n-are. Al treilea sede, de fapt, de 10. Second sigiul are 14, 4 artilerii. Și avem o armată în plus aici, iar Plototsk. Și am zis în Kiev. Kiev am eu armată. Stai acolo, vină tu sus. Tu vine după ei. Partium e luat de noi. Anexare pentru 2 în familie. Și când o să fim în pace, o să rezolvăm soluția. Tu ai terminat cu ăștia, sare acolo. Nu, că tu ești al doilea sediu. De ce vrea să vină sediu? Armata de Ungaria. Avem 6-6. 8-6. Ok, acceptabil, să zicem. Escadronul Mării Negre, dintre în Tracia. Am să aștepte parte cu pace cu aia. Da. Și tot bat în Augsburg, ok. Problema e rezolvată. Și aia că e timpul, nu știu ce vorbesc așa prost. Portele mele zbrogate în astea de jos. Mi-i vorbea să ne uităm un pic cum stăm aici. 90-59. Penalizarea noastră este de 52%. 7 din... Că plătim noi exact. 7 și noi dăm 11. În altă stăm cu flota aici când avem inamici care să n-ai nevoie de flotă. Stăm cu plata la flotă mai mică. Și păgăm, investim în cultură. Polonia a pierdut. Damn it! A
Am văzut e nou controlor de papă. Că dai că eu sunt controlorul papei. Suedia acceptă termeni cu Prusia. Suedia și Tislaz, Savlox, Jeptland. Serios? Prusia s-a unit iar? Băuuu! Să destrămăm iar. Înțează pacea Poloniei. Refuză pace, refuză pace, refuză pace. Nu-mi dau seama. Am luat tratatele cu mine în Polonia? Nu cred. E clar ce s-a întâmplat. O luat astea două. Briansk, o luat mai mult decât astea două. Ha, da, Moscova devine un pericol care trebuie rezolvat. Ok, mai voi merge sus la graniță. Voi mergeți în... Voi mergeți aici. Voi mergeți aici. Voi mergeți aici. Voi mergeți aici. Și avem armata aici și aici. Și vreau o armată de asedii să meargă în partea asta. What the fuck? Cred că vreau o treia armată de asedii să meargă aici. Să facă asta. Mali e shaken. Ce? Se pierd prestigiu. Leopold al IX-lea Austrie e împăratul. Se rupe. Mie de împărat. Bă, stai, Augsburgul nu mai există? Asta s-a întâmplat și nu știu. Augsburgul e în pace cu noi acum. What? Aachen. Pula mea, uita de Aachen. Mergi sus, în Aachen. Îți pare că cineva a făcut... Ah, ok, ok. Deci, cred că Bavaria a eliberat Augsburgul din alianță cu ăștia. Da, ok, poate. Da. Naționalist igien. Nu e vorba de naționalist igien. Protestanți. Eficiență de producție, serios? Croația era protestantă. Sunt de acord cu asta. N-am? De ce n-am? Că pierd minus 25 pan de la inovație. De... Și că am Ierusalim, am plus 50. Yeah. Ok. Ce trebuie mai pot să fac? Păi nu s-a atent deloc. Fapt de grup. În ce iertare sunt foarte iubit dimineața asta? Fui și aseară foarte iubit. În fine. Sigur avem toate armadele pregătite. Și nici tu, Alia, mă. Vreau Reconquest pe Berge sau Holy War. Interesează doar Bărșul, sincer. Vreau Reconquest pe Bărș și avem acest militar cu ei. Trebuie să treacă ăsta în partea la altă. Pam, pam. Nu, ești după aceea să mai treacă o dată în partea la altă. Da. Cam tenui al nostru. Ah. Salut, Ahn. Ce faci? Dai bine? Nu vedeam eu. Dar da, o să ne folosim de recucirea Bărșului pentru o ofensivă ca să le să luăm picioarele la, la moscoviți. Avem două armate în partea asta care freacă menta, una aici și majoritatea armatelor noastre în partea asta. Problema să fie armata asta cam izolată acolo. E atât de izolată acolo că mai trimit o armată. Dar ăștia poate să tragă pe aia, ok. Cancel military access. Pam 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 parara tarara. Stai un pic, am văzut ceva acolo. Serios, toată ziua cu căcatul de genul. Cred că nici Saxonia nu mai e vasală. Vreau trib... Nici dau bani. Mai ești vasală, mă, Saxonii? Nu mai ești vasală. Dar n-ai bani să-mi dai, așa că... Accept paceta albă. Ai scăpat. Rămas Austria și Aachen. Austria, cum stai? Ai bani, Austria? Primul rând, eliberez Flandersul, eliberez Ungaria. Bă, ce-am cinte? Ungaria, eliberez tu Ungaria. Și revoci reforma imperială. Mi se rupe de reforma imperială a voastră. Dar știu sigur că Aachen are bani. Așa că vrem bani la Aachen. Da,
timpul să începem războiul cu Moscova. Dăm viteză 4 și începem reconquest-ul. Salias cu Lizan. Automat chem toți aliați mei și mergem în bărș și tu stai în sarai pentru întâlniri. Tu te duci aici, tu te duci aici, tu te duci aici, tu vii aici pentru întâlniri. Stai aici, tu te duci aici, tu duci în Voronez, să vedem unde vin ăștia. Pam, 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 Bosnia! Ce armată ăștia! Reconquesta otomana bărșului, Moscova și Lizan. Aia e armata lor. Ah, dezamăgitor. Am văzut armate mai tari la, de la nații mai mici, de la alianță de nații mai mici, ce-i drept. Da, obiectivul nostru e, bineînțeles, eliberăm cât mai mult din Moscova și să luăm bărșul. Să luăm bărșul și după aia să eliberăm cât mai mult, de fapt. Și, bineînțeles, să-i anihilăm armata asta. Acum că se ivește ocazia. Și eventual să eliberăm Lizanul. E bine tu aici. Poate prinzi armata aia. O să vii în Briansk, tu te duci în Vizima. Vizima? Vizima! Oh, și Consiliul de Regență, ce păcat! Hei! Trebuie să plecăm de acolo înainte lor. 1 decembrie, 3 decembrie, 2 decembrie, 17 decembrie. Ok. Du-te și întărește. S-a răzgândit. Fucking hell. Dar pot să mă retrag atunci în partea asta altă. În Astrakhan. Ok. Armatele noastre au un plan nou. Și anume să vină în partea asta. E că oamenii ăștia au armată. În sarai și în bogjutar. Sarai. Joghi Hector, 19 decembrie. 18 decembrie. Da, mă, stau acolo atunci. Și ăsta încă se duce în Pensa. Vine tu aici. Vino și tu aici. Tot încă de bate mai târziu, gata, a fost gândit. Se duc în Bogustar, Bogustar. Ok. Și ajung acolo. Unii din ei o să ajungă primii acolo. Kursk. Cred că scopul nostru ar trebui să ne concentrăm, să-i batem pe ăștia. Voi vă duceți în Tula? Eu nu sunt de acord cu voi să mergeți în Tula. Deloc. Dacă pot să vă bată ea 11.000 de oameni, bine ar fi. Și voi toți veniți în Bogșutar. Bă, nu, în Samara, în trei în Bogșutar. Sunt curios de armata asta din Bogșutar. 22, 21, 26, 27, 30, venim noi primii, da? Ok. Trade is good, într-adevăr. Întâlnim aici 12 pe 12, ei au moralul de căcat. Tu vii... Rizan, să iei capitala. Băi, tu ești vasal muscovoi, biscovit? Nu. Dar e în uniune personală cu Moscova și nu putem să avem așa ceva, doamne ferește. Dar asta mi-a dezizat mai mult. Aha, minus 1 de la penalizare. Stați mai bine cu moralul de la Rizan, dar... Am venit și interele noastre. Poltava e luată. Ce mai durează mai sediu ăsta, măi, lea? Cât mai durează sediu ăla? Și din băgat armata asta trebuie să stea aici în cască. Rebelii! Rebeli, rebeli, rebel, 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 rebel. Bărșu, vreau bărșu, vă rog. Da, avem două armate aici. Să avem trei armate aici contra 40.000 de ai voștri. Moscova, bătăia de Moscova a fost câștigată, să duc în Lizan. 24 ianuarie, 16 ianuarie, dar a spus-o. Ok, e bine. Am primit și întărige aici. Mihail von Laskei. Am uitat să-mi pun lideri, majoritatea armatelor să... No! Eu am pierdut 16.000 de oameni pentru 1730 de noștri. Dacă n-ai moral și tehnologie, pierzi. Să duc în Pensa, să duc în Kalmicia și în Sartov. Ok, în Pensa, care ajunge înaintea lor?
Pe 3 ajunge armata de Crimea sau armata de Persia, ok? În Sartov, pe 30 ianuarie, ajunge armata din Persia, ok? În sensul asta, fără armata, trebuie să ducă în Kalamika? Kalamika? 4 februarie, hai, și ajungem în același timp cu ei sau înaintea lor. Deci e bine. Sunt de acord cu asta. O fugi bine ăștia, toți în toate direcțiile, dar sunt destul de rapid să pipetați. Și Napoli are armată aici? Război cu mine și război cu Prusia, Anglia, Franța. Prusia poate intervine, dar nu cred. Și ăștia stă și fracament aici. Ha, bă, mișcați! Poate să tace, din păcate. Poltava e luat, mergem în Kursk. Vânzează părșul, dar... Rizanu a pierdut armata aia. Bun, bun, bun. Bun, 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 bun. Cum stăm cu armata? Prost, eh? Da. Asta se întâmplă. Sartov a pierdut armata asta la altă. Ne-ai zis tu să nu faci... Să nu faci asta. Tan, 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 tan. Clim în Pensa. Mihail Volnaschi probabil să lupte. Calmice ai dusă, uite în sarai. Și asta e singura armată care poate să pună rezistență deocamdată. Ce s-a întâmplat? Nu mai suntem în ligă? Am pierdut toate stațiile de comerț. Nu mai suntem în ligă. Nu mai există liga aia? Poate nu mai există liga aia. Liga de comerț venețiană. Embargo. Embargo. Și aveam bani cândva. Cândva aveam bani. Cu banii a rămas. Am murit și în Pensa? Murei și în Pensa, e bun. Fugi acolo, tu te aici. Și voi fugiți în Bolgar? Fugi în Bolgar atunci. Cineva trebuie să oprească undeva și o să fim noi. Da. Ești neamărât, exact, diplomatul. De ce să nu moară diplomatul pe care avea l-am pus? Mai avem unul, că am luat. Nu e foarte bun, dar... E acceptabil de bun. Dar bă, mișcați, bă, românilor, bă! Samara Moscova. Salut, Piotr Kamenski. Morți. Da, sunt rău. Știu că sunt rău. Știu că sunt rău. Vine jos. Și te vin aici. Are să luăm asedia de mare. Smolenskul e luat. Bun, Ombriansku? Cât mai are asedia? Stăm foarte mult. Aia luăm Vizima atunci. Asta o să ia Briansku tura viitoare. Asta să miște mai în partea asta la altă. Și Moscova zice, aveam armată cândva, dar mai am 13.000 de cavalerie. Pot să fac ceva cu cavaleria asta? Da, pot să mori cu cavaleria aia. Aia, cred că n-are rost să ne concentrăm pe asta. Ok, aia e în sfârșit luată. Aceea. YouTube, de asta la război. Aș putea să te anexez, aș putea să te vasalizez, sau aș putea să șir bani. Și văd că ai bani. Vreau să am luat tratatele cu Austria. Pa, 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 pa. Ești-o, ok, Austria a rămas singură. Dar să iau grazul pentru patru infamie. Fără să am graniță unită data viitoare, de când am război de cucerirea vostră. În primul rând, te eliberează Flandersul și Ungaria și, în al doilea rând, de bani. Bani, 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 bani. Se vine mirare că Austria poate să facă de multe chestii. Da. Și anul ăla stratate cu cine mai vrei tu, nu mă interesează. Renunță la hainuci și putea să
fac să renunț la corul pe care l-ai pe hainuț de acolo. Mai bine să iau asta, să nu mai încerce ei să expansi, extind în partea aia. Pam, param. Din nou, în gara există iar, după ce am anihilat-o. Trei fărinci pe care putem să le anexăm. Cred că așa facem. Luăm ăsta, luăm grazul și renunțăm la ideile de a anexa Aquelia. Dar o să cucerim Veneția totuși. Aquelia o să rămână cu ocazia asta, cum am zis, poate dau carantenul, poate dau și Slovacia, Slavonia, mă scuzați, că o să am acces prin Sopron Somogie. Mai bine așa, nu? Ia. Vedem cu cine zaliază ăștia. Ah, Ungaria. Dăm acces militar. Ungaria. Ei, mi-e totuși frică de armata asta la altă pe care au uțit rușii ăștia. Dar, ok, să ne gândim. Aproape sigur că armata aia de cavalerie la mama dracului aici. Și că până vine aia mai este. Sincer, pe tine am nevoie să te duci aici. Timpul să facem misiunea asta, ca să luăm alte misiuni. O misiune ușoară, de ce n-am face-o, știi? Asta e ideea. Vrei ca multe. Stabilitate! Avem stabilitate! Din tot ce vream. Să fim... mai trebuie de centralizare. Dar atât de vream și o stabilitate. Că să facem și niște navală. Smolenscă. Iar o să ne împărțim flotele, că nu știu numai armata lor. Și bineînțeles că se fac armata, pentru că posibil. Bărșul e luat. Bărșul este al nostru. Nu uite-mi Calminia. Să le luăm așa. Nu te mai știu în Calminia, că avea România acolo. Valahi. Apropo, pentru cei care nu știți. Dacă ziceți filmele ăștia mai bătrân, că ăștia tineri nu se uită așa filme. Cu Mihai Viteazul și... Spre trecutul nostru eroic, da? Nu al otomanilor, al românilor. Când turcii ziceau, vin gheaurii, da? Gheauri e un fel de insultă care vine un fel, care se traduce mai mult sau mai puțin infidel, da? Ăia de religie diferită. Aia înseamnă gheauri. Și ne-am bătut cu gheauri constant, în zilele astea. Lurile ăștia, anii ăștia în jocul ăsta. Top, cărscu, mătii. Nu te-am bătut. Sincer, mă enervez. Kharkov. Ce? Kharkov. E mă în Kharkov, mă tăi în Kharkov. Da. Și Bărșu. Am Bărș cineva în următul. Păi, 35-29, mă, am fost mai stai acolo. Câteva zile? Prea multe zile. Oricum fugă. Am zis să ne batem cu armatele, ăsta e scopul nostru. Deocamdată ești costuși pe ei. Calmia e luată. Mergem acolo, unde au ăștia armată. Sartovul e luat. Luat, ăsta atunci. Pam. Unde dracu fugit ăștia? Nu mai fugi nicăieri. Înapoi, atunci. Dun. Salut! Da, minus unul de la dar nu se rupe. Rizanul e luat. Așa Rizanul. A, da. O lune personală mai mică cu ăștia. Da, așa e. Ăștia sunt morți. Mai bine. Vedem dacă ăștia fug sau nu. Ok, aici am bătut, lupta aia încă continuă, nu fac prea multe griji din partea ei. Acum mă fac griji din partea ei. Armata a treia rămâne aici, armata de este, eu zicem, ufa. După asta o să vedem cine amici mai avem. Cine mai are armata, cine îndrăznește să o pună și... Avem bani acum, am luat de la prietenii noștri. Nu, deși stabilitatea asta, că vrem flotă. Plus că ne dă, nu foarte mult. Nu mă știu foarte mult, decât la construcție de bărci, la capacitatea de a avea mai multe bărci. Care am stabilit că vrem să fie serios. Ufa de nord atunci, hello. Vine și tu un ufa de nord. Și eventual să-mi aduce aminte să spun un lider când ajungem într-un teritoriu de-al nostru.
Doi la asediu armată, aia, armată, aia, altă. Zima luată. Asta e pe de un pic oameni acolo. Tehnologie navală. Putem să facem bărci. Care e diferența între bărci și nebărci? Bună întrebare. Diferența este, nu știu. Bărcile sunt fregate. Nave ușoare. Au viteză 10 față de viteză 8 sau viteză 5. Au hull size 10, mai mici decât galeile, și au 15 tunuri față de cele 10 ale galeilor. Dar nu le interesează până în bărcile. Nu mi s-a părut. De câte ori am jucat cu ele, nu mi s-a părut de încredere. Nu de încredere, adică folositoare. Au scopuri, sunt un fel de cavalerie, deci poți să-i prinzi unii, să fugărezi bărci până vin caracole, dar dacă ai limite destul de severe pe navală, nu prea se orientează să așa. Briansku-i luat. Unde-i Briansku-le? Deci vină în Murov. Ne întâlnim din nou, pare rău că încă mai ai armată, sincer. Claims Poltava. Poltava? Sună polonez, dar bine, să-l caut așa. Poltava. Și dacă mă duc acolo? Are ceva teritoriu? Centru comercial în Novgorod. E un cor gratis. De ce n-am luat un cor gratis? Întrebare pe care multă lume și-o pune. Revoltă! V-am bătut, mă? Fuck. Mai fugiți, bă, mult, când mor de foame în teritoriul ăsta. N-am fost atent. Yes, ok. Ulizarul ăsta l-am câștigat. Am luat cor pe Asiut, Cairo, Ibrim, Carec, Nubia. Nu pe toate astea, mă, mișto. Și Cairo e al nostru, în sfârșit, și Alexandria noastră. 44 de bani dacă vin în Alexandria. Mișto, mișto, mișto. Ce n-avem? Avem, da, Jailids, Incans, ai noștri. Și Kermanu? Mai avem încă teritoriul nostru, dar mare e nostru. În mare stăm bine. Mordavul-i luat. Știu să iasă raiul. Am extins mult. Dar să apropie sigur mă interesează mai mult teritoriul ăsta decât... Permu. Urlansk. Bani. Unde fugiți, mă? În Kazan. În Kazan venim și noi. Stau, nu știți. Irakii, bullshit. Măzul! Moscova a citat pace cu Persia, pace albă. Cultura acceptată. Acceptăm Al-Misir Arabicul. Hai. Whatever. Vreau să pice Moscova odată, dar poate trebuia să trimit tunuri la Moscova. Poate trebuia să trimit tunuri la Moscova. Trebuie că e timpul să facem misiunea asta. Vreau Tribal Conquest, serios. Staliați cu Irakul, Bulucistanul. Anexare, conversie, vasilaj. Staliați cu Irakul, Bulucistanul și Cașmirul. Nu mă duc singur, doar stai, cineva e acolo cu maybe Bremen, ok. Irakul e aliat cu... N-avem casus belli. De aici vin în jos. Da, mă gândeam eu să faci postii Iracule. Nu cred că vei te duci acolo când eu vin pe tine. Una sediu s-a terminat. Undeva departe s-a terminat sediul meu. Q-man-ul l-am, în sfârșit l-am rezolvat. Și da, știu că vă duceți voi acolo. Și am uitat să trimit armatele. Zanu. Ok. Când te bați cu ăștia care au aceeași lege cu a tine și vasalizezi, poți să-i anexezi altă dată. Vreunei refuză acces în...
Ei, știi mai multe în partea asta. Știi mai multe despre Asia decât știi despre Japonia. Și de fapt avem acces încolo, deci, să zicem că ar fi ok. Acces militar, mă refer. Nu militar, terestru. Deci, ce încerc să zic este drumul mătăsii. Da? Și noi avem comerț cu ei, teoretic, mai mult mai puțin. Chestii se întâmplă. Când plecați voi, 16 septembrie? Nu. Ăștia-s morți. Dispută cu Brunei. Whatever, man. Prindem pe acolo. Om atacul va să le zângi, după aia facem pace cu restul. Brunei, bă, da, mulțumesc. Oh. Punjab. Punjab. Pace albă? Baluchistan. Pace albă? Serios. Kiva. Nu Kiva, avem noi treabă cu Kiva. Mira, Kashmir. Kashmir? Parte mai Kashmirul ăla. Mă, nu știu, nu vor pace albă cu mine. Ce-i drept să ocupa cu Rusia, deci poate de aia? Mă dă un de treabă. Apropo, Permo are teritoriul ca lumea, nu? De bani. Permo are bani, ăștia au zero tax aici. Deci, te ajută cu mare lucru. Chestia aia, fai, go. Producție! Aha, tu l-ai luată. Dă-te în Vladimir. Cum arată războiul ăsta? Mai au, mai au 17.000 de oameni pe undeva. 18.000 de oameni pe undeva. Și le-ai făcut armata. Prin eu Moscova, în primul rând, nu se termină problema. Macanul-i luat. Au luat ei Macanul, a? Luați, mă, Macanul. Dacă vă iau atacul, după aia pot să vin peste voi. 4.000 de oameni acolo. Doi la asediu și tu ce ești, armata de Austria? Uf, Novgorodul încearcă și altceva. Ia, de acord cu asta. Cred că o să țin războiul ăsta până Novgorodul ia ce vrea din el. De ce zici? Păi de ce nu? Dacă eu fac bage cu ăștia, pot să-și refacă armata. Da? Pe aia Novgorodul o să piardă. Și mai bine e, face Novgorodul chestii. E... Azi, mă, Novgorodule. A zis pace, bro. Dar nu văd că Novgorodul să bade singur. Moscova vrea pace. Albă! Moscova vrea ca multe. Degeaba. Vrea ca multe degeaba. Avem o armată care stă degeaba. Hai tu jos. Să fim siguri. De ce să nu fim siguri? Nu că pierdem, dar avem armate destul de mari. N-avem destule numere acolo. Destule armate ca să acoperim tot frontul. Samara, zero. Ăla are? Are ceva bani. Am Căzanu. Și aici avem încă o armată de ăștia. Ăștia se duc? Unde se duc ăștia? Ufa. Nu fa după ei. Gurgana. N-am motiv să atac Irakul. Poate ar trebui să mușc lanțul și să iau Irakul cu ocazia asta. Că, na, ce vreți voi, mă? Irak! Am uitat complet de Cipru. Ca fapt divers. Ca fapt divers am uitat complet de Cipru. Și de apens. Îmi place să am bani și care nu pot fac nimic, că vreau să iau un diploma mai ca lumea. Moscova, în sfârșit, a picat Moscova. Am zis că stăm aici până mic pică ăștia. Doi la sediu. Ah, crap. What? De ce avem două armate aici? Pentru că motive, știți voi? Știți voi cuvântul ăla magic, motive. Ah, am ajuns unul, fac peste ei. Aici, atunci. Salut! Da, știu că vreți voi să treceți cu armata asta undeva. Nu, nu sunt de acord. Sunt complet nedacord cu ideea voastră de a trece cu armata asta undeva. Și fugiți în Ufa de Nord. Înțeles că fugiți în Ufa de Nord. Bologara. Well, toți acolo. Hai, mă, lua și Kermanul. Deocamdată. Mi se rupe mie de cercările voastre. Cazanul a picat.
este în Viatca. Sunt bani în Viatca deocamdată. Deci în... Yay! Putem să facem tunul Chamber Demican. Sunt mai bune cu ceva dacă nu? Căverine Chamber Demican. Da, sunt mai bune. Au morală mai puțin, dar au fire și shot mai bun. Secolul 16 nu au văzut... Nu mai a văzut îmbunătățiri în manevrabilitatea artileriei, dar și încercări de standardizare a mărimii și greutății. 3-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 
din brigade este rămâne mai la fel, dar nu, după război. Deocamdată n-avem război cu unități periculoase și nu vreau să pierd asedele astea. Aha, Nord Ufad, Gan. Ufa de Nord. Ufa, mă, cât dracu mai dorea de asediul ăsta. Bun și bine. Atacul e luat. Am luat atacul? Bun. Misiunea noastră este să vasalizăm, nu? Chivul. Vreau să dați bani. Primul rând, vreau vasalizare. În al doilea rând, vreau bani. Și vă ziceți că aveți corp pe Palc și ăstea. Astea două pot să le iau pentru voi, de la Moscova. Deci nu înțeles la nimic. Balg și ăsta. Ok. Două infamie mai puțin. Hai că mai mergem jos să-i terminăm pe ăștia alți. Da, știu că superioare. N-am ce să fac. N-am ce să fac. Conquer Pressburg. Trebuie să luăm teritoriul care e al nostru. Avem corp? Pressburg? De unde dracu e Pressburg al nostru? Dar luăm corp pe Pressburg cu ocazia asta. Da, corp pe Pressburg n-ar strica. Fapt divers. Ah, suntem aliați cu voi. King cu regele Laszlo Rakovi. Rakovzi? Rakovi. Și asta. Kashmir, zice, vrea multe. Kashmir vrea multe. Mulți prea multe vrea Kashmir. De, să-i anexăm noi cândva. Merge bine. De asemenea, nu puteți dați provincii aliaților sau oricui vreți să vină provincii când sunteți în război. Da, așa. Mai alianță și după aia te iau în bătălie să mă ajut să nu pe asta. După aia când o să mai am un diplomat, bineînțeles. Permul e al nostru. N-am un lider pentru tine. Am ceva bani. Avem și ceva diplomați. Să aveți grijă cu asta, că vă trebuie diplomați pentru... pentru... general. Bine că am doi acolo acum, care pierd. Care mănâncă oameni. Hormuț. Păi când vreți voi să faceți pace, să mă anunțați. O asediu Urfa. Ceva divers. Asta, unde te știu? Asta e a ta, zici. Novgorodul e al tău. Tău. Ok. Ia-o. Stai acolo. Știu că e teritoriul tău. Dacă e teritoriul tău, ia-l atunci. Sincer, poți să iei și ăsta. Și dă-mi și mie niște acces militar. Pula. Nu crezi că vrei cam multe. Mongolia au teritoriul aici, Nizihii, Novgorod au aici. Și de alți Novgorodzi, da? Hermuț. Mata mea. E acolo. A, aveți 14... Corsan? Hai, apropo, hai la război. General a murit. Bă. Okay, avem 3 diplomați, putem să facem și general din ei. Teoretic. Unul din ei o să fie mai rapid decât ăsta. Da. Păi ei, vă rog, prăștiați-vă voi armata aia, vedeți ce se întâmplă.
Asta se întâmplă, că v-am divers. Bun, voi ați murit. Voi comentați, și voi ați murit. Și, da. Chiva e acolo, da. După asta, începeam război cu Austria, iar și luăm Grazul și Petersburg. Deși Grazul să mă coste bani mulți, asta nu o să mă coste deloc. Două provincii pe 4 sau două provincii pe 3? Nu știu cum mă costă cu... să le iau cu Conquest. Mă trag o pican, nu vreau adun că luptă bine acolo. Așa că nu ne grăbim și zboiul e câștigat complet. Vreau să vedem ce pot să fac. Vreau să liberez... Ho, 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 ho. Hai să vedem care e cel mai scump. Smolenscu. Liberez tu Smolenscu. Partea asta la graniță cu Polonii. Și după aia să le ia Polonii înapoi. Timurizi. Vreau să liberez Timurizi. No. No, 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 no. Nogai. Cat. Și-s prea mici. Ucraina. Shanghaiu. Sau Ucraina, o singură provincie. Dar după aia poate să ia Polonii înapoi. Sau poate să-l lăsăm să ia Polonii după. Căzanu... Trebuie multe provincii, teritoriu mare. Așa... Și bani, înțeles. Și atât, atâți bani aveți. Nogaiu... Ia zona asta... Am putea să facem asta. Dar de asemenea vreau astea două provincii pentru optii familie. O, da, și-am uitat. Era să uit complet bărșul pentru zero în familie, că dă. Și Poltava, de fapt, pentru zero în familie, că e teritoriul meu acum. Ei, ba mai puțin atunci. Și acum spui armatele mele în Moscova. Vreau să las Novgorodul. Putem să așteptăm. Putem să așteptăm. Putem să așteptăm. Ok, tu poți să te duci de la înapoi. Avem acest militar acolo. Și tu poți să te duci unde neva te duce. Cursanul e luat. Vreți pace? Vreau să vă vasalizez. Patrii familie. Vreau să vă las în pace atunci. Te-ai un pic. Te-ai un pic. Baluchistan și Persia. Bani ziceți că n-aveți. Vreau să anulez tratatele cu ăștia. Și atât. Termină cu aia. Cine-i mai șeful vostru? Up.